Am luat o decizie necesară. Acum câteva minute am trimis președintelui României cererea de revocare din funcția de ministru al justiției a domnului Stelian Ion. Nu voi accepta în guvernul României miniștrii care să se opună modernizării României. Stelian Ion este un ministru care, din fericire, nu a reușit să se impună în coaliție, nu a reușit să-și ducă la bun sfârșit proiectele. Exemplu este desfințarea secției speciale, care nici după 8 luni de mandat nu a fost desfințată. A bloca activitatea guvernului doar pentru că nu ești de acord să dezvolți comunitățile înseamnă încălcarea mandatului dat de Parlament prin programul de guvernare. Nu voi permite ca poporul român să fie șantajat. Am informat liderii coaliției despre această demitere. Nu mai accept pe nimeni în guvern care să șantajeze. Pe nimeni care să nu înțeleagă că noi aici nu vorbim despre primar, ci vorbim despre comunități și despre interesul cetățenilor. România trebuie dezvoltată. Doar pentru că colegii noștri de coaliție la USR Plus nu au foarte mulți primari, nu înseamnă că românii trebuie să aibă de suferit. Îmi asum această decizie. Biroul Politic Național al Partidului Național a asumat acest proiect de investiții care nu este PNDR 3. Este un proiect dedicat pentru asfalt, apă, canalizare, gaz. Este un simbol al modernizării României după 30 de ani. Am trimis președintelui documentul cu revocarea. Voi propune un ministru interimar care va înțelege prioritatea zero a investițiilor în România. Îmi doresc ca partenerii noștri coaliție, USR Plus, să aibă înțelegerea, să aibă responsabilitatea, să nu aleagă ieșirea la guvernare așa cum comunică de azi dimineață pe diverse canale. Această coaliție este datoare să livreze reforme pentru români. Vă asigur că această guvernare continuă și că vom depăși și acest moment, pentru că interesul public, interesul românilor, este mai presus de interesul unui om politic. Mulțumesc. Iurca, interesant momentul acesta în care invocă din nou ideea că nu contează omul, contează interesul public. Este ceva ce ne-a mai spus domnul Florin Câțu și când l-a revocat pe Vlad Voiculescu, dar vedem totuși când e vorba de omul, Florin Câțu e mai important omul tot. Că până la urmă omul face lucrurile să se întâmple. Haideți să-i spunem bună seara omului și fostului ministru la această oră, Stelian Ion. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. Mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Domnule Stelian Ion, l-am ascultat puțin mai devreme pe premierul Florin Câțu, explicând, cu vorbele sale desigur, de ce a decis să vă remanieze. Am vrea, înainte de toate, să ne spuneți dumneavoastră de ce ați fost sau de ce credeți că ați fost înlocuit din Guvernul României. Eu cred că am fost înlocuit pentru că le sunt incomod unora care voiau să fie niște numiri făcute la parchetele la DNA, adică la parchetul general, niște numiri pentru funcția de procurori șefi, de procurori conducători ai secțiilor acestor parchete, să fie făcute într-o anumită manieră, mai netransparentă, mă rog. Cred că asta e miza. Pe de altă parte, miza este și această prăjitură electorală internă pe care o oferă premierul, folosindu-se într-un fel de funcția sa pentru un scop electoral intern, numită PNDL 3. O prăjitură otrăvită, de fapt, un mijloc foarte facil de sifonare a banului public. Este un real pericol. Reținele față de acest proiect erau unele cât se poate de întemeiate. Am analizat varianta inițială a proiectului. Originalul nu a mai fost trimis la minister să dăm vreun aviz, chiar și negativ. Dar e dezastru ce e acolo. Adică sunt atâtea elemente de neilegalitate și neconstituționalitate și sunt multe vulnerabilități, încât cred că și asta e o miză foarte importantă. Da, aici aș puncta un pic, l-am auzit un pic mai devreme pe domnul Lucian Bode, care explica faptul că va da
sigur că va da acest aviz, a decis că e bun totuși acest aviz de dat, dar spune că Ministerul Justiției trebuie să se pronunțe pe legalitate, nu pe oportunitate. Și spune exact asta trebuie să facă, are dreptate, dar nu știu ce spunea și când se zicea că va da aviz și în calitate de ministru al justiției spunea că va da aviz. Da, Lucian Bode. Oare a apucat să citească propunerile? Poftiți? Zice, Lucian Bode, voi aviza proiectul Angel Salin, e declarația dânsă. Păi, spui că avizezi înainte să citi. Da, mă rog, este opțiunea domniei sale, este ministru al justiției, poate aviza. Important, cred că va fi un aviz negativ, cel mult. Haideți să ne întoarcem la ceea ce ați identificat dumneavoastră ca fiind cauza reală a înlocuirii dumneavoastră în funcția de ministru al justiției, mai exact numirile procurorilor șefi din justiția românească. Există acolo în acest concurs care se apropie de final și unde ministrul justiției poate avea un rol esențial, nume grele care fie pot menține starea actuală din justiție, da? Care pot menține liniștea din justiția românească. Acum e liniște în justiția românească, cel puțin în parchetele de România e liniște. Nu pare nimeni să muncească la turație maximă. Și există și nume acolo care pot reforma sistemul și care ar fi poate prea periculoase pentru politicieni? Vă referiți la numele de pe lista de candidați? La numele... Da. Aici trebuie să avem grijă că este o procedură în curs de derulare. Acum nu știu ce decizie va lua ministru Bode, dacă va merge mai departe cu această procedură, dacă o va suspenda, pentru cât timp și cine va lua decizia finală și va trimite, că procedura va trebui cumva continuată. E foarte important lucrul acesta și e important că s-au înscris oameni că participă la această procedură de selecție. Da. Și era pentru mine o listă promițătoare. Adică, așa, la prima vedere, înainte de interviuri, aș putea spune că aveai de unde să alegi. Eu cred că ar trebui să se găsească o formulă să continue această procedură. Acum o să vedem ce se va întâmpla, nu știu exact, dar dincolo de ce s-a întâmplat concret, pentru că am avut elemente de-a lungul timpului și mi s-a transmis așa cumva că nu prea e dorit sau nu se agrează ca eu să fiu cel care face propunerea pe care să o înainteze președintelui. Acum, independent de acest lucru, au mai fost discuții și pe propunerea de modificare legislativă. Pentru că știți că avem legile justiției în dezbatere și în cadrul acestei dezbateri, la capitolul numire de procuror de rang înalt, am avut fix această discuție. Ce facem mai departe? Lăsăm politicieni să fie singurii care decid sau să fie un mecanism de numire echilibrat în care și un alt factor extern mediului politic să aibă un cuvânt de spus, care să conteze, nu care să fie ignorat. Ne puteți spune pe ce filieră ați primit mesajul că ar fi bine ca nu dumneavoastră să faceți propunerile? Pentru pe mai multe filiere sunt semnale pe care le-am primit din mediul judiciar și nu are rost să intru în detalii. Deci nu mediul politic. Inclusiv mediul politic. Inclusiv din partea șefului dumneavoastră pe linie guvernamentală, din partea domnului Florin Câțu, a venit o astfel de sugestie sau recomandare? Nu vreau să mă refer la ce am vorbit cu X sau cu Y. Eu vă spun o realitate, am primit aceste mesaje. Și ați primit nu și o explicație? De ce n-ar fi bine ca dumneavoastră să faceți propunerile? Păi probabil că nu sunt considerat om de încredere, om de casă, om de încredere în sensul în care să fac tot ce mi se spune, când mi se spune și cum mi se spune. Acum, într-adevăr, sunt pe picioarele mele, am discernământ, când consider că e corect un lucru, îl fac, când consider că nu e corect, nu-l fac și cu asta basta. Care ar fi cel mai rău lucru pe care l-ar putea face ministrul interimar al justiției în perioada imediat următoare cu trimitere, desigur, la numirile din magistratură?
Să puteți repeta, n-am auzit foarte bine. Care credeți că ar fi cel mai periculos demers pe care l-ar putea face domnul Bode ca ministru interimar la justiție cu privire la aceste numiri din magistratură? Cel mai periculos? Da. Pentru că ideea, deci mesajul pe care îl înțelegem din declarațiile dumneavoastră e că ați fost înlocuit din funcție pentru că cineva avea alte planuri cu șefii parchetelor. Și vrem să știm la ce riscuri, din punctul dumneavoastră de vedere, desigur, e expusă justiția, magistratura acum că ați fost înlocuit în funcție și a venit un om pe care îl putem numi om de casă pentru actuala guvernare. Domnul Bode este un om de foarte mare încredere, atât pentru domnul Florin Câțu, cât și pentru președintele Klaus Iohannis. Și am văzut-o pentru că a fost o constantă guvernamentală, a primit portofolii importante, s-a achitat cu succes de obligațiile guvernamentale. Deci de ce ar trebui să ne temem că s-ar putea întâmpla în perioada imediat următoare? Și aș vrea, înainte să răspundeți, să vă anunț că, numai o secundă, că aș vrea să, e foarte important acest anunț, domnul Lucian Bode a anunțat că oprește procedura de selecție a procurorilor cu funcții de conducere și inclusiv cea de procuror șef de ICOT, pentru că un ministru interimar nu poate face lucrul acesta și atunci așteaptă ca cineva cu mandat plin să vină. Asta înseamnă că acel calendar nu se va respecta. Lucrul ăsta în sine nu e tocmai bun. Pe de altă parte, vă dați seama că dacă ar fi făcut numirile acum, ar fi fost acuzat că a fost numit el ca să schimbe el. Deci, da. E, într-un fel, pare corect demersul și îl protejează cumva pe ministru Bode. Ar trebui să fie niște numiri care să aibă la bază o selecție foarte atentă și să nu fie un rezultat dinainte stabilit. Eu nu cred în sisteme care pot da posibilitatea de a se impune anumite soluții dinainte. Adică să ți se spună, aș vrea să iasă X și să iasă fix acel X. Asta ar trebui, mai ales ca procedură, să evităm pe viitor. Și de asta am ținut foarte mult să respectăm avizele Comisiei la Veneția, să respectăm acele rapoarte MCV care ne recomandau foarte clar că în aceste proceduri să ținem cont și de avizele secției pentru procurori în cadrul CSM. Pentru că acel element extern factorului politic, care să aibă un cuvânt de spus, e foarte important pentru a nu ajunge în situația în care mâine sau poate peste câțiva ani, pentru că sunt niște proceduri care vor mai fi aplicate în timp. Da. Pentru cine va fi la putere, vedem că există succesiuni la putere, să nu permită la un moment dat derapaje. Ce ar fi grav, ar fi ca un singur om să poată decide pur și simplu unilateral. Apropo, fără să se consulte și fără, apropo de un singur fără om, să țină cont de alte elemente. Apropo de un singur om, l-ați simțit ca pe un partener pe președintele Klaus Iohannis în timpul mandatului dumneavoastră la Ministerul Justiției? Bineînțeles, m-a ieșit de nenumărate ori și m-a criticat public. Din punctul meu de vedere, nemeritat de fiecare dată. Deci da, a fost un partener foarte, foarte bun. Ați discutat cu președintele Klaus Iohannis despre numirile din magistratură? Am încercat să discut, dar din păcate nu am avut ecou în aceste încercări. Bun. Deci a refuzat președintele Klaus Iohannis dialogul, asta înțelegem. Reproș? Da. Știu, dacă n-a avut timp, nu i-a permis calendarul încărcat. A refuzat dialogul din motive obiective sau subiective? Nu putem decât specula. Reproșul pe care vi l-a făcut în mod public în urmă cu câteva săptămâni era legat de această secție specială care încă există și trebuia desființată. L-am auzit cu toții pe președinte, invocându-vă pe dumneavoastră în urmă cu câteva săptămâni în sensul acesta. L-am auzit acum pe domnul Bode care a zis, domnule, pregătim până la urmă desfășurarea de forțe în privința acestei secții speciale, să o desfințăm, sunt foarte montați. Am auzit și pe cei care au, mă rog, de la PNL, care au ieșit din ședința, din BPN-ul lor, cu această decizie, domne, vom face în așa fel încât să urgentăm desfințarea secției, deci există o mobilizare în zona aceasta. Există o sincronizare de discursuri și am văzut criticile publice
repet, nemeritat din partea președintelui, care în loc să critique UDMR-ul s-a înăpustit cumva asupra mea cu acea critică, critici preluate de unii colegi din PNL, deși realitatea este că liderii PNL nu prea au tras la negocieri și am fost lăsat singur în negocierile cu UDMR-ul. Deci și asta e realitatea. Acum, sigur, e foarte convenabil câtă vreme mai ținut de tricou sau ai asistat cu mâinile încrucișate fără să faci nimic atâta timp. Cumva, parcă așa, cu satisfacție, văzând că UDMR-ul încalcă programul de guvernare și împiedică reforma, să vii tu acum și să spui că gata, vei desfința SIJ, iată, USR-ul n-a putut, venim noi acum și găsim licoarea magică pe care o aruncăm așa asupra Parlamentului. Am ascultat, și printr-o minună se va vota. Am ascultat, doamne, foarte mulți lideri PNL. Să fie, cum să spun, dacă sacrificiul ăsta, dacă trebuia să plec eu și nu era acceptată ideea la nivel politic, ca în timpul unui mandat USR Plus să se desfințeze SIJ și asta a fost problema, să vedem că se desfințează SIJ. Foarte mulți lideri PNL. A fost doar un joc politic și nu voia să se, nu se accepta ideea să se pună în dreptul USR Plus acest succes. Deci nu au vrut să vă cedeze această victorie a desfințării secției speciale. Coaliției. Acum, repet, dacă s-ar întâmpla, tot ar fi bine. E un succes dacă se desfințează. Dar știți ce au spus foarte mulți lideri ai Partidului Național Liberal? Mă refer la Rareș Bogdan, Alina Gorghiu, președintele Consiliului Județean Timiș, mulți alții pe care i-am ascultat cu exact aceeași retorică. Au spus că din cauza dumneavoastră încă mai există secția specială. Unii au asta spus... mi se pare o neobrăzare deja, vă spun foarte sincer. De exemplu... Se pare neobrăzare, adică să stai să asisti, să nu faci nimic în sensul ăsta și mai mult să vezi foarte clar avizul Comisiei la Veneția, să mă critici pentru că am îndrăznit să sesizez Comisia la Veneția într-un moment important în care trebuia să clarificăm. Sunt bune, nu sunt bune amendamentele acelea, căsărise... Se strânseseră multe semnături, mii de semnături de la magistrați, nu au fost de acord cu acel amendament și atunci trebuie să ținem cont, să vedem, facem bine sau nu facem, sau reparăm ceva și stricăm altceva în loc. Și avizul Comisiei la Veneția a fost foarte clar, trebuie desfințată, trebuie refăcută competența DNA, dați-i drumul la proiect, votați-l odată. Vi s-a reproșat că n-ați mobilizat dumneavoastră majoritatea parlamentară pentru un vot în Parlament? Eu am avut și această observație că poate și o ordonanță de urgență ar fi demonstrat intenția Partidului Național Liberal de a desfința secția specială. Mi s-a răspuns că o ordonanță de urgență nu putea fi legal o soluție pentru desfințarea acestei secții. Chestia cu ordonanța de urgență era complicată câte vreme aveai în Parlament o lege. Vă dați seama, la vot final ai lege și tu dai ordonanță de urgență. E total aiurea, e nefiresc. Și într-adevăr ar fi fost vicii de neconstituționalitate. Dar nu asta e problema. Cine are pârghii politice, cine are influența cea mai mare, liderii politici se consideră coordonatorul coaliției PNL-ul, da? Cel mai mare politic al cel mai mare partid de coaliție, conduce guvernul. Păi, leadership-ul cumva nu trebuie să-ți aparține. Partea tehnică am făcut-o. Am livrat-o, am dat-o într-o variantă impecabilă din punctul meu de vedere. Mai mult decât atât, am făcut negocieri, paranegocieri, absolut tot ce omenește posibil să asiști fără să faci absolut niciun efort în sensul ăsta și să vii să critici. Da, mi se pare neobrăzare. Credeți că Partidul Național Liberal, mă rog, cei care sunt în funcțiile executive din Partidul Național Liberal, își doresc desfințarea secției speciale? Unora poate le indiferent, alții nu-și doresc. Nu-și doresc nu pentru că ar fi ei magistrați și ar fi anchetați de cineva. Nu? Deci nu, asta nu-i interes direct. Dar poate din, nu știu, considerente de ordin politic sau poate nu cred în această variantă. Pur și simplu nu cred. Poate cred că e bine să continue. I-am auzit pe unii lideri, domnul Fenechiu, era destul de sceptic cu desfințarea. Cu greu a acceptat-o și când a acceptat-o voia să trimită toate dosarele
la pachetul general, adică să o reînființeze sub altă denumire, să păstreze practic mecanismul. Era varianta propusă de UDMR. Domnule Stelianiu, acestea sunt pretextele sub care ați fost dumneavoastră remaniat, cam astea sunt cele două, unul la mână că nu ați avizat în timp ordonanța de urgență cu Angel Salini și doi la mână faptul că nu ați reușit să desfințați această secție. Acestea sunt cele două pretexte spatele. Dar n-a fost invocată chestia cu Sijiu în mod Ba da, l-am auzit pe domnul Câțu mai devreme. În declarația pe care am prezentat-o, Florin Câțu a invocat inclusiv incapacitatea dumneavoastră de a soluționa problema Sijiului și de a desfința Sijiul așa cum e prevăzut în programul de guvernare. De asta am insistat foarte mult pe responsabilitățile dumneavoastră în chestiunea desfințării secției speciale. Să știm dacă considerați că mai puteați face ceva, pentru că este una dintre criticile formulate în mod explicit împotriva dumneavoastră. E dovadă de neseriozitate. Dacă domnul premier a spus chestia asta, eu îi spun foarte clar, nu e serios să facă așa ceva. Și dacă mâine va mai adăuga alt motiv și poi mâine alt motiv, vă dați seama cât de serios e demersul remanierii. Credeți că USR... Motivul a fost acela că ne opunem dezvoltării, da? Pentru PNDL 3, acelui mecanism de furt din banul public. Așa cum e conceput acum, nu e nimic greșit să faci drumul. Mi-e greșit să faci, canalizări... Dacă timpul ne permite, am putea relua declarațiile premierului pentru ca domnul ministru să le comenteze în cunoștință de cauză dacă nu ai textul în față. Am un alt text în față pe care aș vrea să-l citesc. Domnul Lucian Bode despre desfințarea Sijiului în urmă cu câteva momente, adică la celebra conferință de presă. Așa. Zice așa, să fie dezbătută de urgență în Parlament și să obțină consensul unei majorități. Asta este metoda prin care domnul Lucian Bode va reuși probabil această desfințare sau își propune să reușească această desfințare a Sijiului care vă este imputată dumneavoastră. Deci, practic... În primul rând că este atributul Parlamentului să respecte programul de guvernare și să dea vot în Senat pe forma guvernului. Asta e soluția. Au mai fost niște variante de amendamente, dar ar trebui să fie acceptate acele amendamente care respectă programul de guvernare. Să mergi în orba așa, să spui gata, dăm drumul la dezbatere, dăm drumul la vot și vedem ce iese. Păi o să iasă varianta UDMR votată de PSD, votată poate și de unii membri PNL și AUR și asta e. Am în față declarația, am luat o decizie necesară, am trimis președintelui cererea de revocare din funcția lui Stelian Ion, nu voi accepta în guvern miniștrii care se opun modernizării României, Stelian Ion nu și-a impus proiectele precum desfințarea SIJ. Și am impus proiectele, dar era proiectul meu de acasă, eu pentru proiectul ăsta am militat de ani de zile, dar nu era proiectul meu, era proiectul guvernului. Era printre primele proiecte ale... Era prevăzut în programul de guvernare. Din programul de guvernare. Chiar nu are nicio responsabilitate. I-am solicitat implicarea premierului, pentru că la nivel politic era un blocaj, nu la nivel tehnic. Acum, să asiști, repet, cu satisfacție, așa, cu un zâmbet pe buze, așa, să vezi că UDMR nu se clintește deloc, tu să nu încerci absolut deloc, în nicio întâlnire. N-am văzut schița din partea niciunui lider PNL să încerce să-i convingă pe cei de la UDMR să cedeze, să negocieze altceva, să negocieze alte legi, să vină cu anumite soluții politice, repet, nu era o chestiune tehnică. Și acum să vizele procese, asta mi se pare chiar prea mult. Sigur că evident e vorba de un pretext aici și probabil că nu despre asta e vorba, că până la urmă nu la dumneavoastră s-a blocat această desfințare. Dar acum mergând mai departe către concluzia pe care ați tras-o întâlnindu-vă cu colegii noastre în ședință, e o concluzie serioasă? Adică eu în continuare vreau să văd dacă de data aceasta vor fi consecvenți colegii noastre de partid și nu vor reveni asupra deciziei de a nu mai colabora cu domnul premier Florin Câțu. Cum s-a mai întâmplat. Da, vom fi consecvenți, categoric aici, dar reveni la subiectul ăsta cu desfințarea SIJ, pentru că mi se pare atât de nedrept încât... Nu, dar e clar, nu mai e, clar, dar... Vă rog. Păi e clar, dar mai sunt niște elemente. Vă rog. Mi s-a spus unii colegi din PNL, îmi spunea, stai liniștit că până la sfârșitul congresului nu o să se întâmple, nimic, până avem noi alegeri. După aceea, pe tot parcursul verii, am invitat pe colegi, apropo de eforturile făcute,
pur și simplu nu se prezentau la întâlniri. Făceam online, făceam Zoom-uri, nu veneau colegii din PNL, nici din UDMR. Au venit doi colegi. Eu îi pot și nominaliza și le mulțumesc că au venit, dar ceilalți n-au venit la întâlniri. Mai mult decât atât, la o întâlnire cu domnul președinte, îmi spune că ar trebui poate să mă gândesc că acest proiect de sfințare a SIJ să-l las la o parte și să-l leg de legile justiției, să ne gândim că poate o strategie mai bună. Păi cum adică? Pe de-o parte mi se cere să o las mai moale, mai departe, că poate nu-i momentul acum, nu-i politic, nu-i bine, și pe de altă parte mi se impută mie nedesfințarea SIJ. Deci haideți să fim oameni onești și, cum să spun, să fim corecți până la capăt. Păi din ce ne spuneți dumneavoastră, domnule ministru, fie Partidul Național Liberal nu își dorea desfințarea secției speciale, fie Partidul Național Liberal nu își dorea ca dumneavoastră sau USR Plus, mai bine spus, să-și poată asuma această desfințare a SIJ-ului. Da, corect. Deci una dintre cele două variante. Nu știu ce să zic, o să vedem în perioada următoare. Între aici și am vedea ca o concluzie a discuției noastre, domnule Stelian Ion. Mâine va exista o ședință de coaliție pe la ora aceasta, în care se vor reîntâlni partidele față în față și probabil că înțeleg că PNL-ul va veni cu tot felul de propuneri de nuanțare a lucrurilor, de surmontare a acestei pierderi pe care au avut-o, așa cum a făcut și data trecută când a fost problema cu Vlad Voiculescu, nu cu dumneavoastră. Există vreo posibilitate, din ce ați văzut că ați participat la toate discuțiile și sunteți elementul central, ca cei de la USR Plus, colegii dumneavoastră, să se răzgândească în privința deciziei luate în privința domnului Câțu? Nu. Deci nu există o negociere aici, nu se poate pune o negociere aici. Păi s-a încercat. Ce să se mai facă? Se putea negocia până într-un punct. Elementele pe care le am acum, credința mea fermă este că nu se va da înapoi cu niciun pas, cu niciun milimetru. Mai avem o majoritate parlamentară în momentul de față? Dacă mai are acest guvern... guvern mai e susținut de o majoritate parlamentară în acest moment? De noi nu mai e susținut, în niciun caz. Am spus respicat, a spus și președintele. De ce nu demisionează colegii dumneavoastră din guvern? E o chestiune care ține pur și simplu de strategia aleasă. Este... Sunt mai multe variante. Prima opțiune este aceasta a depunei moțiunii. Da. Trebuie depusă moțiunea și vom vedea rapid ce se întâmplă. În niciun caz nu se agață de funcții, în niciun caz nu vor rămâne în acest guvern, cel puțin așa sunt discuțiile, nu se cramponează nimeni de funcție. Dacă va fi nevoie la un moment dat, își vor depune demisiile. Deci sub nicio formă să nu mai percepem membrii guvernului ca făcând parte, membrii guvernului dinspre USR Plus sau din partea USR Plus, ca făcând parte din echipa Florin Câțu. Noi n-am spus că nu mai susținem acest guvern. Nu mai are susținere parlamentară. Bun. Și acum cu trimitere la moțiunea de cenzură despre care ați vorbit, atât Sorin Grindeanu, cât și Marcel Ciolacu au reiterat astăzi că vor avea propria lor moțiune de cenzură, în timp ce USR Plus a anunțat că împreună cu AUR vor iniția o moțiune de cenzură. În această seară, Marcel Ciolacu a declarat că, citez, fiecare cu moțiunea sa. E evident că nu vor valida prin vot moțiunea pe care o inițiați dumneavoastră alături de cei de la AUR. Întrebarea e dacă dumneavoastră, o să întrebăm separat pe cei de la AUR, veți vota moțiunea Partidului Social Democrat împotriva guvernului Câțu, chiar dacă în textul moțiunii PSD va planta acuzații grave la adresa dumneavoastră? Să vedem ce acuzații. Pe mine mă interesează ca Flori, pe mine, pe noi, USR Plus, văzând irresponsabilitatea premierului și faptul că nu este un partener de coaliție și nu știe să țină leadership-ul acestei coaliții, și nu va ține mai departe, nu duce, deci nu duce, nu face alegeri bune, nu ține oamenii aproape, ia alegeri pripite, face numai greșeli, deci nu e o alegere pe termen lung. Cu cât conștientizezi mai repede problema și faci mai rapid schimbarea, cu atât ai șanse mai repede să mai degrabă să te redresezi. Așa încât această problemă trebuie rezolvată cât se poate de repede. Cum? Cu ce text? Cine mai ține minte de textele din anii trecuți de la moțiuni? Pe mine mă interesează să ajungem la vot
să introducem acele bile în urnă și acest guvern condus de Florin Câțu să plece, să se reseteze și să revenim la masa negocierii. Deci ați fi dispus să votați și moțiunea PSD? Toate opțiunile sunt pe masă. Nu s-a tranșat absolut nimic. Full option, cum ați zice doamna Elina Gorghiu. Nu, doamna Raluca Turcan. Raluca Turcan, că le încurc. Bine, domnule ministru, vă mulțumim pentru explicații, pentru amabilitatea de a intra în direct. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim apoi cu președintele, copreședintele AUR, George Simion, pentru că deja se conturează variante sau, cum să spun, fronturi anti-Câțu. Pauză și revenim. Ignorând președintele partidului și refuzând un dialog cu președintele partidului, am decis să nu particip la această ședință, despre care nu am fost informat, nu am putut să verific îndeplinirea condițiilor statutare de convocare. Președintele partidului este garantul respectării statutului și atâta timp cât eu nu am toate informațiile necesare cu privire la convocarea unui for statutar al Partidului Național Liberal, nu pot să știu dacă el este statutar sau nu. Doresc să convoc biroul politic național al partidului, dar îmi doresc această convocare să permită participarea tuturor colegilor mei din biroul politic național și mai ales doresc ca până la convocarea biroului politic național să am o discuție cu premierul Câțu, să am o discuție cu toți actorii implicați în această criză politică, astfel încât să degajăm o soluție care să ne permită o guvernare serioasă, responsabilă și performantă în continuare în această structură a coaliției, care din punctul meu de vedere este singura coaliție posibilă care poate să guverneze în interesul României. Nu cred că este bine să se ia decizii la cald, așa cum a fost decizia de azi noapte, care a fost practic catalizată de propunerea de revocare a unui ministru. Ați fost informat înainte, domnule președinte, spunea premierul că a sunat liderii coaliției. Ați fost și dumneavoastră informat înainte de a face anunțul oficial? Am primit un SMS la 21:28 ieri, cu două minute înainte de declarație. Și când vă spun că așa este. Sigur că premierul susține că m-a sunat, nu am primit niciun apel de la premierul Florin Câțu. Cere demisia premierului. Care este punctul dumneavoastră de vedere dacă îl susțineți? Trebuie să ne așezăm la masa negocierilor, trebuie să punem pe primul plan interesul României. Asta vroiam în primul rând să vă spun. Dom'le, trebuie pus interesul României pe primul plan. Deci pare că în momentul de față nu mai e pus interesul României pe primul plan și foarte bine a spus domnul Ludovic. Trebuie pus interesul României pe primul plan. Și probabil că în urma acestei decizii se vor schimba foarte multe lucruri. Închipui că există aceste ședințe care se fac acum la partid în care cineva va spune, trebuie să punem interesul românilor pe primul plan, domnule. Deci până la urmă trebuie să trecem interesul românilor pe primul plan. O veni cineva în sensul acesta să spună lucrul acesta? Mă gândesc dacă cumva la ședința celor de la USR Plus, stau și mă întreb, o veni cineva și o spune, domnule, nu e normal, domnule, ce se întâmplă, trebuie să încercăm să facem ceva, să punem interesul românilor. Ce se discută în ședința USR Plus e greu de aflat în momentul de față, dar am putea întreba ce se petrece în ședințele AUR, pentru că în legătură telefonică directă cu noi este copreședintele acestei formațiuni, domnul George Simion. Bună seara, domnule deputat. Bună seara, domnul Zamfir, bună seara, domnul Buzeanu. Ce ați făcut? M-ați scos din ședință acum ca să vă spunem lucruri interne, nu? Păi ne spuneți și lucruri interne, ne spuneți și lucruri externe. Pentru început, că asta mă macină pe mine cel mai tare, după care discutăm și ce doriți dumneavoastră. L-am întrebat puțin mai devreme pe domnul Stelian Ion, de la care pare să se înceapă sfârșitul guvernării USR plus PNL UDMR. Doamne ajută! Dacă ar fi dispuși să voteze moțiunea celor de la PSD, deși dumneavoastră, cei de la AUR și cei de la USR Plus, aveți propria moțiune.
căci domnul Ciolacu, sunt convins că sunteți la curent cu această dezvăluire a sa, a anunțat fiecare cu moțiunea sa, știți. Domnul Ciolacu ne-a urecheat pe noi de la AUR că am venit cu moțiunea ieri. Trebuia să așteptăm când revine domnul Ciolacu din Vama Veche și trebuia să așteptăm, nu știu, să devină și domnul Ciolacu un hipster hotărât să dea guvernul jos. Nu avem de ce să așteptăm după PSD și după ordinele pe care le primește PSD-ul de la Cotroceni și am inițiat această moțiune. S-a potrivit foarte bine încât USR-ul acum pretinde că iese de la guvernare. Și USR-ul niciodată nu o să voteze o moțiune a PSD-ului. Așa că domnul Ciolacu, ca să încurce lucrurile, să se asigure că rămâne în opoziție până în 2024, cum a primit dumnealui indicații, așa? De ce să ne urecheze pe noi de la AUR și pe cei de la USR? Dar știți că cei de la USR, adică domnul Stelian Ion cel puțin, cu restul n-am apucat să vorbim, domnul Stelian Ion a anunțat că e dispus să voteze și moțiunea PSD, dacă asta e singura soluție. Foarte bine. Că știți că PSD-știi nu vă vor vota moțiunea dumneavoastră și singura metodă prin care puteți strica jocul domnului Ciolacu, despre care știm cu toții că nu vrea la guvernare, ar fi să-i votați moțiunea, deși dânsul se așteaptă să nu o faceți. Sunteți dispuși la un astfel de compromis ca să trântiți guvernul? În ciuda faptului că nu avem simpatii PSD-iste, în ciuda faptului că unii și alții încercau să ne portretizeze drept remorca PSD, noi am mai votat o moțiune ca să cadă domnul Câțu. Atunci când USR-ul era tare, tare convins de omul providențial numit Florin Vasile Câțu, probabil nu aflaseră de isprăvile dumnealui din America. Ei, în momentul ăsta mai suntem dispuși orice moțiune cu care cădem de acord peste 230 de parlamentari să o votăm. Vrem să o votăm, vrem să o susținem, o vom susține. Trebuie să cadă cu orice preț Florin Vasile Câțu din funcția de prim-ministru. Dar am unele îndoieli de faptul că aceste partide din Parlament nu sunt întoarse cu cheița dintr-o parte sau în alta și că am îndoieli de faptul că chiar urmăresc interesul românilor. Eu cred că își negociază niște funcții de miniștri, își negociază niște bani din PNDL-ul viitor, respectiv Angel Salini, cum îi spune programul lui care va fi implementat. Deci nu cred în bunele lor intenții, dar vom merge înainte. Am avut întâlniri mai multiple astăzi și cu oameni de la PSD și cu oameni de la USR. Cei de la USR au fost rezonabili și n-au ținut să aibă o întâietate. Ne-au garantat că mergem înainte. Să vedem dacă sunt serioși. Din dacă câte am văzut în astea nouălui de Parlament, nu prea am văzut seriozitate. Dar acum, eu urmăresc știrile, nu că ne ocupăm cu această emisiune și văd cam tot ce se discută în spațiu public. La un moment dat a apărut domnul Ciolacu spunând că s-a înțeles cu dumneavoastră, deci s-a înțeles cu partidul dumneavoastră, pentru o moțiune de cenzură. Deci, absolut, și noi credeam noi nebuni, lucru, adică nu înțeleg. Înainte să se ducă domnul Ciolacu în Vama Veche, da, rămăsese stabilit că depunem o moțiune de cenzură împreună la începutul lui septembrie. Da. Atunci am zis că e momentul potrivit să ne așteptăm până la congresul celor de la PNL, să profităm de faptul exact, că există mai multe etape. Domnul Giorgi, exact asta a fost declarația domnului Ciolacu pe care a făcut-o. Și după care, la două zile distanță, vine și spune că, domnule, m-am gândit, de fapt, nu o să depunem moțiunea de cenzură dacă nu avem numărul de semnături atât de mare încât să ne indice faptul că va și trece moțiunea de cenzură. Deci a venit cu o rectificare la decizia inițială. Deci eu pot să-l consider în momentul acesta pe domnul Marcel Ciolacu un om serios? Nu prea pot să-l consider. La fel în momentul când noi venim cu semnături, 120 de semnături și ar fi nevoie de cele 160 de semnături de la PSD și în mod clar asigurăm voturile necesare pentru ca această moțiune să treacă. Și dumnealui spune, nu-i bună moțiunea celor de la AUR și celor de la USR, facem noi o altă moțiune. Pot să mă gândesc că domnul Ciolacu nu e propriul lui stăpân și la fel nici cei din conducerea PSD-ului nu își aparțin? Pot să mă gândesc că altcineva stă în spatele... Și cui aparțin, domnule Simion? Nu știu, poate celor care vor să numească neapărat procurori, că mereu nu s-a mers cu reforma asta în justiție până la capăt. S-au blocat până numeau șefii de la DNA și din COT, adică le asigurau lor liniștea.
Și singura discuție reală pe justiție în astea 9 luni de guvernare a fost ce facem cu SIJU. Adică cine anchetează judecătorii și procurorii. N-a contat faptul că instanțele sunt blocate, n-a contat faptul că românii nu-și găsesc dreptatea în judecătoriile și în tribunalele românești. Numai SIJU și numai ce e interesat pe ei. Deci suspectați miza... o înțelegere între Partidul Social Democrat și președintele Klaus Iohannis? Dumneavoastră n-ați suspectat dacă ați fi în locul meu? Adică orice om... Eu pot să suspectez asta și fiind în locul meu. Bun, bravo, bravo. Orice om normal la cap se gândește la lucrul ăsta și se gândește la faptul că partidele în momentul ăsta nu mai sunt conduse de acele foruri statutare și de înședințele din care tocmai am ieșit, ci sunt conduse de niște băieți care vor să controleze justiția și vor să controleze resursele naturale ale României. Cam despre asta e vorba, din păcate. Și dacă am înțeles acum că a apărut o discuție în USR, n-ar fi bine să meargă la cap, până la capăt cu această moțiune de cenzură, că AUR sunt cam extremiști. Nu știu cât de extremiști suntem, dar n-avem proprii favoriți și vrem un procuror independent și la DICOT și la DNA. Și vrem să funcționeze într-adevăr justiția, nu să fie manipulată politic. Apropo de justiție, dumneavoastră cum vă poziționați față de desființarea secției speciale? V-am zis, nu ăsta e singurul subiect. Nu e singur. Ordinea e unul important. De justiție. Dar pentru noi e important ca magistrații să aibă răspundere și să poată fi anchetați de niște oameni independenți. Nu de niște oameni care se pot întâlni cu judecătorii și procurorii pe holurile instanțelor pe alte spețe. De asta cred că e bine să existe magistrați dedicați pe problemele de corupție ale magistraților. Că SIJU a fost creat de Dragnea cu interes politic e altă discuție. Știm cu toții. Dar nu e normal ca procurorii de la DNA, care au cazuri de corupție, să-i poată într-un fel influența pe judecători care sunt anchetați tot de cei de la DNA. Bun, acum întorcându-mă la ce ne-a spus un pic mai devreme, că a stat de vorbă, l-am auzit și pe domnul Moșteanu lăudându-vă, în sensul că a spus, domnule, ne-am putut înțelege cu domnul George Simion, o să facem o colă. Nu l-am mușcat, nu nimic. Am vorbit frumos despre noastră. Da, foarte. Spuneați dumneavoastră anterior că ați vorbit cu membrii Partidului Social Democrat, că ați mai purtat discuții în parcursul zilei de astăzi, că n-a stat degeaba. Bun. Oameni de vază de la PSD sau dintre ăștia din linia 3-a, 4-a care încercau să... Ne-am întâlnit cu domnul Grindeanu, care susținea că ei trebuie să aibă întâietate. Nu, aia e publică, aia am văzut cu toți, am difuzat momentul respectiv. În afară de domnul Grindeanu, v-ați mai întâlnit și cu altcineva de la PSD? În rest am discutat cu domnul Ciolacu, care mi-a zis că vrea USR-ul să ne păcălească. Și am zis că nu cred că vrea USR-ul să ne păcălească. Că, vezi, domne, ar profita de noi ca să-și negocieze posturi de miniștri într-o viitoare coaliție și într-o viitoare configurare a guvernului. Nu prea mă interesează asta. Obiectivul nostru și mandatul pe care ni l-au dat românii, electoratul nostru, este să scăpăm de acest individ nociv numit Florin Câțu. Și cred că o majoritate din societatea românească în acest moment spune că nu mai are ce căuta Florin Câțu în postura de premier. Domnul Ciolacu asta v-a spus, că domnule, vă încearcă ăștia să vă păcălească de la USR, a încercat cumva să vă convingă să ce? Să le arate sperietoarea celor din coaliție. Nu, că vor, ce, să vor ce să nu faceți dumneavoastră? Ce să nu se alieze cu cei de la USR? Să nu semnăm o moțiune cu cei de la USR. Să vă aliați cu el la moțiune, de ce? Da, că probabil eu am 34 de ani, probabil sunt așa, par mai mic și mai prost și nu înțeleg și mă fraieresc ăștia. Da, am înțeles. Domnule Simion, dar dincolo, eu am înțeles că pentru dumneavoastră demiterea acestui guvern, trântirea acestui guvern în Parlament este un obiectiv pe termen scurt. Vreți să-l dați jos pe Florin Vasile Câțu, cum îl nominalizați așa cu ambele prenume, din fruntea guvernului. Întrebarea este... Sigur. Noi avem o țintă, clasa asta politică care ne-a condus de 31 de ani. Și la alegerile din decembrie... Am scăpat de un Traian Băsescu, de un Călin Popescu, Tăricianu. Eu am înțeles, dar dacă clasa asta politică veche era, dacă venim cu Diana Șoșoacă, vă dați seama, prefer să rămânem, doamne, iartă-mă, cu ăștia vechi. Deci, da, am văzut un pic și... Am înțeles că doamna avocat vrea să fie și prim-ministru. Acum e opțiunea... Poate o să aibă ocazia acum, dacă pleacă domnul Câțu. Întrebare, după ce pleacă domnul Câțu, dacă pleacă domnul Câțu în urma unei moțiuni de cenzură, ce vedeți
să se întâmple în ziua imediat următoare? Intrați la negocieri și dacă da, cu cine? Vreți să formați un viitor guvern sau pur și simplu îi oferiți o mână de ajutor domnului Orban să-și pună un nou guvern liberal cu USR Plus, cu UDMR, cu tot ce sau trebuie? Sau, Doamne ferește, domnul Ciolacu, că nici domnul Ciolacu nu pare foarte pregătit și e destul de hârșit în politica asta dâmbovițeană. Domnul Ciolacu nu vrea la guvernare. Nu-l forțăm, nu-l trecem strada în Piața Victoria, Victoriei fără voința sa. Deci nu, deci domnul Ciolacu nu, clar nu intră la guvernare. Ce așteptăm noi sunt niște alegeri anticipate care să reconfigureze Parlamentul. Știți că nu se întâmplă asta. Ce soluție știm? Știm, suntem realiști, dar ce ne-am pus în cap până acum am reușit. Ce ar trebui să fie în momentul 2 după plecarea lui Florin Câțu? Un guvern de specialiști, oameni pregătiți pe domeniul lor care să conducă România. Nu e un cuvânt urât la cam murdării domnul Cioloș cât a fost la guvernare. Deci un guvern de tehnocrați, dar fără să trimiteți la domnul Cioloș ceva. Nu-i spuneți așa, da, să nu ne gândim. Deci un guvern de oameni apolitici sau fără partid. Un guvern de experți. Nu am nicio problemă dacă au aparținut sau aparțin de vreun partid, dar în momentul ăsta cred că partidele, așa cum sunt ele înființate, cum funcționează, sunt niște găști de pradă care trebuie cumva reformatate. Și dar, toți românii. Dar există vreun partid din actualul Parlament cu care să nu fiți dispus să intrați la negocieri pentru a forma o majoritate sau chiar un guvern? Putem discuta cu toată lumea. Suntem cât se poate de deschiși. V-am spus, a văzut și domnul Moșteanu, nu mușcăm. Bun. E nevoie de dialog și e nevoie de un consens național în acest moment. Mulțumim tare mult pentru intervenție, domnule George Simion. George Simion, copreședinte AUR. Există o stare de nemulțumire legată de invitarea domnului George Simion. Văd pe Facebook-ul nostru, văd oameni nemulțumiți care nu înțeleg că de ce... Dom'le, este liderul unei formațiuni foarte importante din Parlamentul României. Nu poți să te justifici în fală. Stai, pe tocmai asta faci. Și doi la mână. Și există, ai zis și doi la mână, că și doi la mână există o stare de nemulțumire legată de noi. De ce nu invitați și o persoană pro-Câțu? Am văzut aici în comentarii. O persoană pro-Câțu? Dom'le, nu vor să intre. Oh, dar întrebați-o atunci pe doamna Alina Gorghiu de ce nu poate intra de 3 săptămâni în această emisiune. Întrebați-l pe domnul Florin Roman de ce nu vrea să participe la această emisiune de 3 săptămâni. Întrebați-l pe domnul Fenechiu de ce e atât de greu. Întrebați-l și pe domnul Câțu de ce refuză să participe la această emisiune, deși are această invitație din partea noastră ca și domnul Vâlceanu. Câte nume vreți să mai dau? Dacă înainte să închidem, domnul Vuzeanu, pe pagina emisiunii apar nemulțumiții de serviciu, indiferent pe cine inviți. Corect. Când îl inviți pe președintele AUR, cei care nu suportă AUR te înjură. Când îl inviți pe președintele PNL, ți-o spun că a stat exact pe scaunul ăla, au apărut o serie de nemulțumiți care nu înțelegeau prezența sa. Când vorbim cu domnul Stelian Ion, apar tot felul de postaci ai celorlalte partide, nemulțumiți că avem un dialog. Asta este, nemulțumiți? Foarte bine. Luăm o scurtă pauză de publicitate până mâine, dar urmăriți emisiunile care urmează pe B1 TV. Aveți o Românie bună în continuare. Toate cele bune.